comuna Doljană, Măceșul de Jos, la 65 de km de Craiova, se țesc covoare ca pe vremea bunicilor. De anul trecut aici există un atelier unde se lucrează covoare cu modele tradiționale, dar totuși extrem de moderne. Anca Dumitrescu, o femeie care oricând ar bate recordul la câte lovituri a primit de la viață, s-a gândit să ofere femeilor din zonă și oportunitatea de a avea un loc de muncă. Ea însă și-a lucrat în mai multe domenii de activitate, fiind părinte unic pentru 3 copii. A fost secretară, a lucrat în domeniul economic, iar cea mai mare parte a vieții a lucrat într-o multinațională. Muncea destul și pe bani puțini până s-a gândit să-și deschidă propria afacere. Pentru că a fost și consultant pentru fonduri europene, a învățat cum pot fi accesate acestea, a scris un proiect și a înființat atelierul de la Măceșul de Jos. Proiectul am scris în vara anului 2015, în septembrie 2015, nu, în august 2015 am depus proiectul. În februarie 2016, exact acum un an de zile, am primit răspunsul că am fost selectat pentru finanțare și în iunie 2016 am primit bani. Imediat m-am și apucat de lucru. Am început să amenajez spațiu în regie proprie pe banii personali, după care am început să achiziționez echipamentele, războaiele, materia primă, bumbacul, lână, toate le-am știut de unde să le iau, pentru că în momentul în care am scris proiectul m-am pregătit și știam exact tot fluxul tehnologic și toți pașii care trebuiau făcuți. Planul de afaceri a fost făcut în amănunt și foarte bine pus la punct. Și atâta timp cât tocmai de aceasta a și fost aprobat. Atât timp cât ai planul de afaceri foarte bine făcut și îl respecti, nu are cum să dea greș. După ce am luat bani în iunie, până în, la sfârșitul iulie am renovat spațiul, am avut, spațiul este în chirie de la primărie. Primăria m-a ajutat foarte mult și ne-a pus la dispoziție acest spațiu care era clădire dărăpânată și am refăcut-o atât cu așa cum am putut, am renovat-o cu forțe proprii și am reușit să dăm drumul la 1 august să începem cursurile de pregătire pentru viitorii angajați. În timp de o lună de zile am învățat acest meșteșug. Doamna Antoaneta Nadu ne-a ajutat foarte mult, dânsa este formatorul pe această zonă, pe covoarele oltenești, dânsa m-a ajutat foarte mult, am avut un sprijin foarte mare din partea dânsei. A venit și a ținut cursurile de pregătire pentru toate fetele și le-a învățat acest meșteșug. Pasiunea pentru țesut o are încă din copilărie. O bună parte a petrecut-o la bunici în comuna Măceșul de Jos și acolo a văzut cum într-o cămăruță modestă prinde viață un covor oltenesc. Șansa obținerii unor fonduri nerambursabile i-a oferit posibilitatea de a desfășura o activitate care îi place în mod deosebit. Fondurile au fost vitale pentru noi, pentru că altfel nu aveam bani să pornesc această afacere. Au fost foarte importanți, mai ales pentru că în cadrul acestui program pe PNDR 6.2 toate cheltuielile sunt eligibile, inclusiv plata salariilor, achiziția de materie primă, de echipamente, chirii, impozite, absolut tot. Cu acești bani noi am făcut absolut toate achizițiile, de la mobilier, echipamentele de lucru, cursurile au fost plătite, cursurile de pregătire ale angajaților, chiria, impozitele, taxele și impozitele, realizarea site-ului și magazinului online, participarea la târguri și expoziții, toate aceste cheltuieli au fost eligibile și sunt eligibile și dacă nu aveam acești bani, chiar nu puteam să intrăm așa de repede pe piață cu producția. Pentru că noi la 1 august am început cursurile, iar în 20 septembrie aveam deja prima expoziție și aveam primele produse care le vindeam. Am mers foarte repede, ne-am mobilizat și ne-am dezvoltat foarte, foarte repede. Am pus la punct acest plan de afaceri. Iar fondurile europene chiar sunt o posibilitate extraordinară. Ne se încurajez pe toată lumea cine vrea să facă ceva, o afacere, faceți-o. Scrieți proiecte și luați finanțări. Să știți, pentru că se poate.
Sunt mulți care zic că se lovesc de birocrație și nu au răbdare să... Este birocrație mai mult sau mai puțin. Atât timp dacă își găsește o firmă bună de consultanță care să-i scrie proiectul, nu este chiar așa de multă birocrație. Important este să știi ce vrei, într-adevăr, să faci, ideea să fie viabilă și să se poată pune în practică. Îmi plac foarte mult covoarele noastre oltenești și tradițiile noastre și sunt pe cale de dispariție. Am crescut cu aceste covoare în casă. Bunica mea a țesut până la 84 de ani. Dumnezeu să o odihnească până când a murit. A țesut aceste covoare și eu am toată casa îmbrăcată numai cu lucruri de la bunica mea. Sunt o valoare și este vorba de tradițiile noastre, de istoria poporului nostru. E păcat să se piardă. Și am zis că este momentul să facem ceva și să ducem mai departe aceste tradiții. Mie mi-a plăcut tot timpul să lucrez. De la școală, la lucru manual, am învățat să croșetez, să tricotez, să fac croitorie. Lucrez și gentuțe handmade din bumbac, din pânză de bumbac imprimat. Așa am început activitatea firmei acum 3 ani de zile. Și am vrut să mă perfecționez. Am zis, hai să învăț să fac și covoare. Este un lucru deosebit. Atelierul este amenajat în fostul sediu al poștei din comună, o clădire extrem de degradată. A reabilitat parterul, iar acum angajatele au un spațiu decent de lucru. La început, 15 femei au venit la cursuri pentru a învăța cum se îmbină covorul oltenesc, dar, din păcate, în timp, au renunțat, iar afacerea a fost deschisă cu 4 angajate. Din păcate, persoanele care mai știu acest meșteșug sunt foarte în vârstă, peste 75 de ani, și este foarte greu să găsești mână de lucru care cât de cât să știe acest meșteșug. Și atunci eu am școlarizat. În momentul în care am deschis atelierul, am anunțat în sat că facem recrutări. Au venit un număr de 15 persoane, am recrutat 10 pentru curs și au rămas 3 care să le angajăm și lucrează și în momentul de față. Faceți față comenzilor? Nu. Nu facem față comenzilor, avem foarte multe comenzi și avea nevoie de forță de muncă în plus. Suntem mereu în proces de recrutare să aducem persoane din sat sau din satele alăturate pe care să le învățăm acest meșteșug și să lucreze la noi în atelier, să ducem mai departe tradiția noastră. Trebuie să aibă foarte multă îndemânare și să fie foarte deschise, să știe să combine cât de cât culorile și să aibă foarte multă bunăvoință. Atât tot. Și să fie harnice. Nu trebuie abilități foarte mari pentru așa ceva. Adică orice om normal, gândiți-vă că înainte, pe vremuri, toate femeile în fiecare casă se țesea și se lucra. Toate știau așa ceva, deci nu trebuie să ai abilități extraordinare. Nu, trebuie doar să vrei să muncești, să faci ceva, să-ți iese ceva frumos din mine. Faptul că femeile din comună preferă munca din gospodărie sau pur și simplu să stea acasă și să încaseze ajutorul social, insuficient de altfel nici pentru hrana familiei, nu a descurajat-o pe Anca Dumitrescu. Acum mai are doar 2 angajate, dar merge înainte și nu se gândește să renunțe. Una dintre angajate are 2 fete și o gospodărie grea cu animale și grădină. Și cu toate acestea vine la noul loc de muncă, iar de multe ori stă și peste program pentru a onora comenzile clienților. De unde ați învățat acest meșteșug? Am învățat aici la cursurile de specializare, pentru că eu nici nu văzusem măcar în față un război cum arată. E greu să înveți, să prinzi acest meșteșug? Nu e greu deloc. Dacă îți place și vrei să faci, e chiar foarte ușor. Cât timp a luat să învățați să faceți o floare de pe covor? Foarte puțin. Cât vă ia să vă realizați acest covor? În jur de 5 săptămâni. Pentru că este lung, are 3 metri jumate, 1,20, merge mai greu. Am primit o comandă, ne-a dat poză că persoana de ne-a dat comanda a avut acasă un covor luat din altă parte și noi îl adaptăm și îl facem de 2 metri. E greu de făcut? Nu.
Cât îți ia să-l faci? O lună de zile. Noi facem și partea de consultanță pentru clienții noștri în funcție de dimensiunile, de destinația covorului, ce culori dorește fiecare, deci împreună cu clientul noi realizăm modelul. Fiecare ne spune, fiecare client ne spune cum și-ar dori să fie, îi arătăm câteva modele de la noi deja realizate și facem o combinație în funcție de, normal, de dimensiuni, că pe un covor mai mic pui anumite flori și, și o anumită cromatică, pe un covor mai mare avem alte combinații. Depinde de la covor la covor, iar noi oferim această consultanță și realizăm împreună cu clientul modelul. Înainte de 1989, covoarele oltenești erau emblema țării, unice în lume, exportate până și în Statele Unite ale Americii. După mulți ani de pauză, clienții au început să le caute din nou, dar meșteșugul realizărilor mai este cunoscut de foarte puține persoane. Cum ați fost primis pe piață? Foarte bine! Foarte bine am fost primis pe piață și mai ales de piața românească. Cu contrar așteptărilor, foarte mulți credeau că românii noștri nu mai apreciază aceste lucruri, dar se pare că le apreciază și mai ales tineretul. Ceea ce pentru mine a fost o surpriză foarte frumoasă în momentul în care am fost la primul târg și am ieșit pe piață, ne-am prezentat. Tinerii au fost foarte receptivi și foarte încântați. Sunt unele persoane care spun că sunt scumpe, unele persoane care spun că sunt destul de ieftine. Este un preț corect, spunem noi, pentru că este în concordanță cu munca depusă. Este un lucru manual, se lucrează manual, fir cu fir și durează foarte mult să faci un covor, nu se face într-o zi. Și atunci este normal să fie și prețul pe măsură. Dar lumea, covoarele care le facem noi sunt covoare de calitate, care au o durată de viață de zeci de ani. Sunt covoare, eu am covor de 80 de ani vechime, care și acum sunt foarte bun. Bineînțeles, normal, depinde și cum îl păstrezi. Contează foarte mult, normal. Dar sunt lucruri de calitate, lucrate manual foarte bine, bătute foarte bine, și au o durată de viață foarte mare. Covoarele din Oltenia se deosebesc de celelalte covoare tradiționale românești prin colorit și modele și sunt considerate elemente valoroase ale artei naționale. Lucrate din lână și bătute cu fierul, covoarele Ancăi Dumitrescu au garanție pe viață și nu sunt realizate oricum, ci la războiul de țesut, așa cum făceau bătrânele satului odată. Războaiele le-am făcut pe comandă la un atelier de tâmplărie, le-am comandat, le-am dat schițele și mi le-au făcut pe comandă. Materia primă aici din România. Avem firele de bumbac de la filatura de la Tălmaciu și de la încă două filaturi din țară lână, care o luăm prelucrată, deja varsă, vopsită, tot decât noi să o prelucrăm, să o lucrăm în covoare. Ce deosebește covorul oltenesc de cel moldovenesc? Motivele și culorile. La noi în zonă se folosesc foarte mult florile. Spicul, avem mărgăritarul, sunt așa zisele căprine, sunt florile noastre specifice Olteniei și culorile, bineînțeles, pe fond negru, pe fond albastru, pe fond roșu, cu chenar alb. În această perioadă, în mini-fabrica de covoare, se lucrează la foc continuu, căci comenzile vin mereu atât din România cât și din străinătate. Comenzile cele mai mari până în momentul de față și cele mai multe sunt din România, nu sunt din străinătate. Vindem și în străinătate, am livrat și în Statele Unite, și în Israel, și în Germania. Urmează acesta din spatele meu, când va fi terminat, va pleca tot în Statele Unite, dar celelalte două covoare care se lucrează în momentul de față, în atelier, sunt pentru România. Care este cea mai importantă comandă pe care ați făcut-o? Cea mai importantă? Toate sunt importante, deci chiar toate sunt importante pentru noi și sunt cu tot sufletul făcute. În momentul de față, cel mai mare covor îl avem, cel de 2x3 metri. Bine, cred că mai mari de așa foarte rar se pot face.
Avem comandă de 1,20 pe 3 metri jumate, avem comandă de 1,40 pe 2 metri jumate, avem comandă și de covoare mici, de 30 pe 50 de centimetri, fiecare după cum are nevoie. În luna martie, covoarele făcute la Măceșul de Jos vor putea fi văzute la târgul de produse tradiționale organizat la Romexpo în București. Avem site-ul nostru www.covorul-oltenesc.ro și pe site-ul nostru avem acolo toate detaliile unde ne poate găsi toată lumea și ceea ce facem noi și produsele noastre sunt expuse. Este magazin online, se pot comanda de acolo tot ce avem pe stoc. Pe lângă atelierul de covoare, Anca Dumitrescu mai are un magazin online de prezentare de produse handmade din bumbac, obiecte diverse ce pot fi realizate la comandă. Are multe idei și planuri pentru dezvoltarea afacerii și speră ca în viitor să aibă și cu cine să muncească. E foarte plăcut să bei o bere rece, să bei un șpriț rece cu prietenii. Dar eu vă spun doar atât, căci pe urmă dacă întreceți măsura, e prea mult. Faceți și vorbiți prostii. Stop abuzului de alcool! Stop! Zile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Nu trebuie să fii un masterchef ca să-ți dai seama că un ingredient în exces poate să strice o rețetă. Așa că pentru o viață echilibrată, spune stop abuzului de alcool. Cel mai mare târg educațional, World Education Fair, a avut loc pe 21 februarie la Craiova. Tinerii care doresc să studieze în afara țării au avut ocazia să se întâlnească direct cu reprezentanții unor prestigioase instituții de învățământ universitar și liceal din țări precum Austria, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Olanda, Franța, Elveția sau Statele Unite. Târgul, aflat la cea de-a 26-a ediție, a avut loc și la București și Constanța. Scopul acestui eveniment este de a populariza serviciile de consultanță educațională oferite de compania reprezentată de mine și de, în același timp de a aduce mai aproape în același loc reprezentanții ai celor mai prestigioase instituții din Marea Britanie, Olanda, Danemarca și alte țări, cu elevii și studenții din România care pot să le adreseze întrebări direct și să afle mai multe detalii pentru procesul de aplicare și programele oferite de aceste instituții. Compania Integrale de organizatorul acestui eveniment oferă servicii de consultanță educațională astfel încât fiecare tânăr interesat să studieze în străinătate poate beneficia în mod gratuit de asistența consultanților noștri pe întreg parcursul candidaturii pentru studii în străinătate. Astfel ne ocupăm atât de dosar, toate formalitățile și respectarea termenilor limită de depunere a acestuia, dar și de cazare, burse și împrumuturi studențești, precum și de formalitățile de călătorie în străinătate și viza, dacă este cazul, pentru țări precum SUA. În cadrul evenimentului, elevii și studenții veniți din toată Oltenia au primit informații despre programele de studiu, bursele și metodele de finanțare pe care le pot accesa, dar și pașii care trebuie parcurși pentru a fi admiși la instituția aleasă. Avem o ofertă educațională foarte, foarte vastă. În principiu, cele mai căutate profile și oferte sunt Accounting and Finance, Art și Design, Business și Management, Computer Science, IT, adică, și Criminalistică. Asta caută în principiu studenții români aici. Dar, bineînțeles, există multe alte oferte decât ceea ce este prezentat acolo. Sunt 114 cursuri diferite doar la licență.
Criteriile de admitere sunt următoarele. Minim media 8 la PAC, iar pentru orice curs, orice profil care are nevoie de matematică, minim nota 8 la matematică. Și ca nivel de engleză se acceptă direct diploma de PAC cu un nivel de engleză B2. Dacă nu, el cu nota minim 6. În unele cazuri în care studentul într-adevăr prezintă foarte, foarte mult potențial, se acceptă și 5-50, dar niciodată sunt. În principiu oferă posibilități pe care nu le oferă facultățile din România. Nu neapărat ca și calitatea învățământului, cât că este net superioară, cât a profilelor care le oferă. Se oferă lucruri mult mai specializate. De exemplu, la design se poate face modelare tridimensională. Pentru că noi în România nici măcar nu avem conceptul de design efectiv simplu. Studenții care sunt acceptați la noi poate să au un global education, să se duc la Viena sau fac un semestru abroad în Thailand, după aia un semestru abroad în China. Deci au posibilitatea să au chiar un global education și Universitatea Americană. Deci funcționează pe sistem american, care înseamnă că bachelorul durează 4 ani în loc de 3 ani ca de obicei în Europa, dar se poate să face un double major, adică două bachelor degrees la același timp. Deci poate să combinează, de exemplu, psihologia cu marketing sau management și la sfârșit primesc un Bachelor of Arts in Psychology și un Bachelor of Arts in Management. Noi avem, engleza este foarte important, fiindcă totul e în engleză și vrem studenți care au o limbă de engleză relativ bună, pe la C1, B2, se trebuie să facă un IELTS Academic sau un TOEFL, IBT. La acesta trebuie să are grijă că durează, e doar 2 ani valid, deci recomandăm ca să faci de-abia în a 12, că în timpul ăla are engleză cel mai bună. Și cu engleză și să are note foarte bune. Deci noi uităm la studenți cu nota pe la 10, 9, 8 media, dar nu doar media la sfârșit, și ce au făcut în anii trecuți. Deci nu e doar, am făcut super bine la examen, dar în școală nu prea mi-am făcut temele și nu prea am făcut mai departe. Noi uităm la ambei. Noi avem chiar în Viena câteva studenți români, deci avem pe la, aș spune, 20% sunt americani, pe la 11% sunt austrieci și pe la 8% sunt români, deci chiar avem câteva studenți români, că e foarte combinabil să fie lângă România și să studiază în Viena. Tinerii fie sfătuiți de prietenii mai mari care deja studiază peste hotare, fie de părinți sau chiar din proprie inițiativă, aleg să-și continue studiile în afara României. Și asta pentru că nu mai cred în valoarea pe piața muncii a unei diplome obținute în țară, spun ei. Caut o universitate în străinătate. Mi-aș dori principiul Cambridge sau Oxford, pentru că sunt unele dintre cele mai bune universități din lume. Deoarece eu sunt un olimpic internațional, caut o nișă pe care să mă pot dezvolta în biochimie, chimie sau științe naturale. Ce vrei să pleci? Sunt două motive. În primul rând, acolo găsești specializări mult mai bune decât în România, deoarece în România foarte puține domenii mai au, cum să spun eu, facultăți cât de cât bune și acolo îmi pot găsi, cum să spun eu, disciplinele pe care îmi pot axa și, de asemenea, după facultate, mai multe oportunități de angajare și salarii mult mai bine plătite. Te-ai mai întoarce în România? Dacă aș putea să mă dezvolt și în România, să pot să fac ceea ce îmi place aici și să pot să am un salariu care să mă motiveze bine. Când am vrut să plec și aici aș putea în România, dar acolo e cu totul altfel. Și întotdeauna e visul meu de mică să plec. Virajul străinătății. Sunteți de acord cu plecare? Da. E liberă să-și aleagă viitorul așa cum vrea el. Așa cum el consideră în altă țară, el e liberă. Este sistemul românesc defect? La sistem în general mai trebuie lucrat. Noi vrem ceva ideal, dar practica lasă de dorit și ne omoară. Vreau să studiez în străinătate deoarece mi oferă mai multe posibilități din punct de vedere financiar, cât și al condițiilor, deoarece consider că sistemele de învățământ de afară sunt diferite de sistemul nostru și consider că m-aș adapta și totodată, cu toate că mă repet, consider că ar fi și o experiență nouă. Te-ai gândit spre ce domeniu vrei să mergi? Spre arhitectură.
Și ai găsit ceva aici astăzi? Da, am găsit facultățile din Danemarca, respectiv cea din Copenhaga sau cea din Aarhus. Eu sunt interesată să iau o nouă diplomă în master pe biologie și aceste facultăți m-ar ajuta foarte mult în ceea ce vreau eu să învăț și să studiez. Și mă ajută și să găsesc un job mai bine plătit, ceea ce este destul de interesant și destul de bine din punctul meu de vedere. Până acum m-am gândit la Coventry și la Universitatea din Italia, Coverga, care se au niște programe destul de interesante în ceea ce mă interesează pe mine. Sunt interesată de ce vreau să fac mai departe și sunt foarte curioasă cum e să studiez în afară și mă gândeam înainte să fiu sigură la ce vreau să aplic, la ce facultate vreau să aplic, să am informații din cât mai multe părți. La ce vrei să aplici? La ce tehnică? E grea decizia, adică sunt mai multe domenii și nu sunt încă hotărâtă, de asta e bine să am informații de peste tot. Am auzit că există foarte puține facultăți în țară din care te poți angaja chiar în timp ce ești la cursuri. Și din țările care sunt aici, mi se pare o idee foarte bună. Te-ai gândit la o anumită țară unde vrei să mergi? Aș prefera Statele Unite sau chiar Marea Britanie, dar nu sunt sigură. Așa ca țară, aș vrea să studiez și în Statele Unite și în Anglia. M-am orientat și în Spania sau Franța, însă mai mult aș opta spre Statele Unite sau Anglia. De ce vrei să pleci în România? Nu știu, pentru că în fiecare an mult mai mulți studenți pleacă, spunând că în România nu sunt multe facultăți și nu prea se studiază bine. În ciuda contextului Brexit, Marea Britanie își deschide și mai mult porțile pentru studenții din afara țării. Începând din acest an, cei care doresc să opteze pentru studii postuniversitare acolo pot lua un împrumut în valoare de 10.000 de lire pentru 2 ani, concomitent cu un împrumut Erasmus Plus de 9.300 de lire pentru un program de un an sau 13.900 de lire pentru un program de 2 ani. Se oferă împrumutul de la statul englez, care acoperă studiile, 9.000 de lire pe an, și în funcție de anumite criterii financiare se selectează cum se înapoiază acest împrumut. La târgul educațional l-am întâlnit pe Eduard Dică din București. Tânărul este student în anul 3 la Universitatea Stenden din Olanda și ne-a împărtășit experiența lui de peste hotare. E foarte diferit față de ce se întâmplă în România din punct de vedere al studiilor la facultate. Oportunitățile sunt imense din punctul meu de vedere și sunt foarte fericit pentru alegerea făcută. Ce domeniu? Studiez management hotelier. Ai plecat din anul 1 acolo? Da, am plecat în 2014. Acum sunt anul 3 și mai am încă un an, iar după asta voi absolvi. Și ce o să faci? După 100% nu mă mai întorc, pentru că nu vreau să mă mai întorc datorită faptului că oportunitățile pe care le am acolo sunt deja foarte mari și aș putea să îmi fac o carieră destul de bună, aș putea spune, în Olanda. Care este oferta universității unde studiez? Unde studiez eu, facultatea este de management, avem doar programe de management, ca și costuri, mă gândesc că vă referiți la costuri. Costurile sunt în jur de 2.000 de euro pe an. Pe lângă asta, costurile de trai pe lună, asta înseamnă bani de cazare, de masă și bani de buzunar, bineînțeles. Undeva în jur de 600-700 de euro, depinde foarte mult câți bani se dă pe cazare, pentru că ăsta este un cost fix. Pe lângă asta, dacă nu vorbim despre facultatea mea care se află într-un oraș micuț, de în jur de 100.000 de locuitori, dacă vorbim de orașe mai mari, e automat mai scump. Adică în Amsterdam o cameră nu cred că scade mai puțin de 600-700 de euro pe lună. Poți și lucra în timpul facultății? Da, știu, se poate lucra. Eu lucrez acum, lucrez pentru facultate. Pe lângă asta am foarte mulți prieteni români la noi la facultate care muncesc, au job part-time. În oraș, în Olanda, este foarte indicat să știi olandez un pic ca să te poți angaja automat. Dar în orașele mari, să spun, angajarea este ușor, se poate găsi un loc de muncă. În orașele mai mici e un pic mai dificil, pentru că sunt mulți olandezi și automat să angajezi un olandez în favoarea ta, pentru că tu nu vorbești la română olandeză bine. Dacă optați pentru Universitatea Stenden din Olanda, trebuie să îndepliniți câteva criterii. Pentru a ajunge la mine la facultate, trebuie
bineînțeles, foaia matriculă de la liceu, îți trebuie scrisoarea de motivație, care este foarte importantă, cântărește cam, să spun, 80% din dosarul de aplicație. Pe lângă asta, îți trebuie un certificat de limbă străină, Cambridge, IELTS sau TOEFL, și scrisori de recomandare, bineînțeles, iar pe unii studenți îi cheamă și la interviu. Interviul se ia loc pe Skype. Dacă ești deja student, poți lucra pe perioada verii în Statele Unite ale Americii. Câștigi experiență, te dezvolți personal și profesional, vizitezi locuri minunate. Work and Travel a venit la eveniment cu oferte. Programul Work and Travel este pentru studenți care se întinde pe perioada verii. Un program care îmbină munca și călătoria. 3 luni de zile vor munci studenții, își câștigă bani pentru a acoperi cheltuielile de program și pentru a câștiga bani de buzunar, iar o lună de zile au posibilitatea să viziteze tot ceea ce își doresc în Statele Unite. Dar în Statele Unite, este un program doar pentru Statele Unite. Care sunt condițiile? Este un criteriu care În primul rând, cel mai important criteriu trebuie să fie la facultate, să fie studenții masteranți sau doctoranți. Trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani și trebuie să dispună de suma necesară pentru costurile programului. Care este perioada? Numai pe timpul verii? Numai pe timpul verii, între 15 iunie și maxim 30 octombrie. Evenimentul a fost organizat de Integral Edu, cel mai important consultant educațional din România pentru studii în afara țării.